Pe 17 mai, în București și în alte orașe din țară, va fi sărbătorită Food Revolution Day, mișcarea pornită de bucătarul Jamie Oliver, pentru a inspira și educa oamenii în vederea adoptării unui stil de viață sănătos. Food Revolution Day este un eveniment global organizat de Fundația Jamie Oliver. Într-o singură zi, mii de participanți din toată lumea se vor înarma cu instrumentele și cunoștințele necesare pentru a face alegeri sănătoase în viață. Printre aceștia se numără și elevii colegiului Dinicu Golescu din Câmpul Lung. Astăzi, liceul Dinicu Golescu participă la inițiativa lui Jamie Oliver, care este o activitate care se desfășoară în toată lumea, cu scopul de a învăța oamenii să mănânce sănătos. Și scopul nostru de azi a fost să facem rețete tradiționale cu ingrediente locale și foarte sănătoase. Astăzi ne bucurăm de prezență foarte mare la a doua ediție organizată aici, în liceul nostru, având 12 echipe participante. Eu și cu echipiera mea, Bosoiu Teodora, am pregătit supă cremă de sfeclă roșie cu spumă de mere și chifle făcute de noi. Și brioșe cu afine, este o rețetă de-a lui Jamie Oliver. I love you very much, muffins. Îi urmăresc emisiunile tot timpul și mi-a plăcut foarte mult această rețetă. Fie că au gătit mâncăruri tradiționale românești sau specifice altor țări, copiii au trecut la cratiță fără emoții. Atât fetele cât și băieții s-au pus pe gătit, lăsând deoparte orice alte activități specifice vârstei lor și mai ales cele cotidiene. Fără ținute elegante, farduri și alte accesorii care să le pună feminitatea în valoare, fetele și-au pus șorțul în brâu și au trecut la treabă. Ce pregătiți aici? Pregătim niște tarte, una cu ciocolată și una cu cremă de mascarpone și sosuri de rom și fructe de pădure. Nu este cam complicată această rețetă? Merită. Merită. E muncă, dar e frumos și ne place. Cam în cât timp va fi gata? Cât durează să faci o asemenea prăjitură? Cred că vreo 2 ore. Destul de mult. Cât de des gătești acasă? Eu nu prea, sincer, nu prea gătesc, dar așa la ocazii îmi place. Și când sunt în astfel de momente deosebite, da. Crezi că o femeie este sexy și cu șorțuleț? Da, bineînțeles, normal. E... Nu că neapărat este rolul femeii, că nu suntem făcute să stăm la oală, însă este... E o parte din viața noastră și normal că trebuie să o facem și pe asta. Și o femeie trebuie să fie sexy în orice moment, chiar și cu șorțul de aia. Nu numai fetele sunt interesate de gătit și băieții au intrat astăzi în bucătărie, dar nu doar să le ajute, ci chiar să prepare singuri anumite feluri de mâncare. Nu sunt prea îndemânatici, însă sunt destul de pricepuți. Ce pregătiți? Pizza și acolo tiramisu. Și la pizza cu ce anume ingrediente? Păi o să folosim cașcaval, ciuperci, șuncă, avem bulion de casă și aluatul, care e deja făcut. Are o anumită denumire această pizza? Nu cred. Ai vrea să-ți parte numele? Nu. Nu. Sau te-ai gândit să-i dai vreun nume? Păi cred că e pizza băieților, pentru că sunt mai mulți băieți și am zis să îi lăsăm pe ei să fie prioritari. Cum se descurcă băieții în bucătărie? Sunt foarte nepricepuți. Trebuie să mă rog de trei ori să-mi aducă ceva. Îndemânatici sunt? Nu, Andrei lucrează cel mai curat și e îngrijit. Uitați ce am pregătit până acum. Restul sunt foarte dezorganizați. Dar ne resultăm. Se vede că trec destul de rar prin bucătărie. Da. Încă o dată demonstrează asta. La mare căutare sau poate ușor de pregătit, rămâne friptura cu garnitură de cartofi. Secretul constă în condimentele folosite pentru a avea gust bun și diferit. Ce gătești? Niște pui la grill. Și ce garnitură îi vei pune? Niște cartofi speciali. Ce înseamnă special? Cum îi pregătești? Este o metodă mai specială. Ce anume pui pe lângă acei cartofi? Ce anume pui? Păi... Te pun niște sare, piper și boia. Și sunt fierți, să copți sau prăjiți? Sunt prăjiți, da, nu prăjiți. Pun până aici ulei și pun destul ulei ca să-i acopere. Din ce clasă ești? A 6-a. Nu numai felurile principale au fost astăzi pregătite de elevii de la Colegiul Dinicu Golescu din Câmpul Lung, ci și câteva deserturi. Tradiționalele clătite, tarte sau amandine au fost doar câteva dintre dulciurile preparate de copii. Ce pregătiți aici? O lamandină. Ce ingredient, să zicem, secret sau special folosiți? Păi, nimic special. Cacao, am bătut... Esențele. Da. Esența. Ce fel de esență? Esența de rom. Ai mai făcut vreodată prăjitură? Da, cu ajutorul surorii mele. Îți
place să gătesc? Da. Precum albinuțele, așa roiau elevii în bucătăria școlii, iar după câteva ore mirosul a devenit ademenitor. Rămâne de văzut dacă și gustul este pe măsură. După mai bine de câteva ore de muncă, elevii de la Colegiul din Nicu Golescu au reușit să aducă în fața noastră câteva preparate deosebite, care mai de care mai gustoase. Am lângă mine câteva brioșe cu susan, cred, și sper să fie delicioase. Delicios!